Bună ziua! Sunt Udo Gerig, angajat al Asociației Înregistrate CAST și responsabil pentru proiectul PORT, participațion for Ort, participare la fața locului, aici în noi, Münster. Astăzi aș dori să vă spun câte ceva despre condițiile și elementele de bază pentru întemeierea unui club sau a unei asociații. Actul constitutiv sau statutul? Acesta reprezintă regulile asociației sau ale clubului. Componentele obligatorii ale acestui act sunt numele clubului, sediul lui, adică în ce oraș este stabilit acesta, ce reguli de înregistrare a clubului sunt îndeplinite, care este scopul clubului, pentru că trebuie să reiasă foarte clar din statut. Pentru ce anume a fost înființată această asociație, respectiv acest club? Cum pot participa membrii clubului și cum se pot retrage din el? Poate fi necesar ca statutul să arate și care sunt cotizațiile de membru, cum sunt luate deciziile și cum este compus Consiliul Administrativ sau când va avea loc adunarea generală. Acestea sunt toate aspecte care trebuie descrise în statut, astfel încât toți membrii și viitorii membrii ai asociației, să știe exact. Aha, acum am cu tare și cu tare drept. În general, în cazul asociațiilor, fiecare membru înregistrat obișnuit, are o voce și dreptul la un vot, după principiul, one man, one vote.